Angajații au fost reprezentați în instanță de avocatul Traian Andronachi, fost manager al Spitalului Municipal Rădăuți. Acesta a remarcat că, la nivel național, este cel mai mare număr al angajaților unei instituții care formulează acțiune colectivă împotriva unității angajatoare. Primul lot din cei 192 de angajați ai Spitalului Municipal Rădăuți a avut câștig de cauză în totalitate prin admiterea acțiunii așa cum a fost formulată. Drepturi salariale, sporuri, indice de inflație, dobândă legală și cheltuieli de judecată, a arătat Andronachi. Din lotul de 192 de angajați ai Spitalului Municipal Rădăuți, prima acțiune colectivă reprezentând 57 de persoane au obținut deja o victorie în fața Tribunalului Suceava. Acțiunea pe care aceștia au introdus-o a fost admisă în totalitate, astfel angajatorul este obligat să dispună încadrarea lor din anexa 8 în anexa 7 și plata retroactivă a drepturilor salariale și a diferențelor vis-a-vis de această normă de încadrare, cu tot cu dobândă legală, cu tot cu actualizarea curată a inflației și cu tot cu cheltuielile de judecată. La momentul de față este cel mai mare număr al angajaților unei unități sanitare care acționează simultan unitatea vis-a-vis de drepturi salariale. 192 fiind cifra totală în acest moment și vă dați seama că reprezintă aproximativ o treime din numărul total al angajaților. Spitalul din Rădăuți a fost acționat în instanță de 192 de salariați care revendică o serie de drepturi financiare. Aceștia își cer în instanță diferențele salariale generate de încadrarea eronată a personalului format din brancardieri, infirmiere îngrijitoare și personal administrativ, respectiv TESA, într-o altă categorie de personal decât familia ocupațională sănătate.